quando l'estrae, două, adevăruri mari, fundamentale, care prestă temelia vieții noastre de creștin, a credinței noastre, și anume faptul că Duhul Sfânt este o persoană, iar această persoană este Dumnezeu. Și am adus mai multe argumente biblice în favoarea acestor realități spirituale pe care Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne le descoperă. Al doilea capitol mare în această temă și mai mare ar fi lucrarea Duhului Sfânt. Cum a vorbit de lucrarea Duhului Sfânt, sigur, ea este vastă și nu o să putem recuiza în acest timp. Și cum spuneam, cred că nici n-am putea suporta prea multă învățătură. Pentru că de aceea avem Scriptura, ca să primim învățătura așa în mod dozat. Dumnezeu ne învață, ne dă în mod dozat, așa cum putem noi să primim, să înțelegem, să suportăm viața. Dar aș vrea să, ca și un tablou de ansamblu, o privire de ansamblu, legat de lucrarea Duhului Sfânt, putem vorbi, nu o să vorbim în seara aceasta despre toate acestea, doar îi amintesc, despre lucrarea Duhului Sfânt la creație, lucrarea Duhului Sfânt ca parte a revelației, lucrarea Duhului Sfânt în viața lui Hristos, lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament, înainte de lucrarea în viața lui Hristos, lucrarea Duhului Sfânt în mântuirea noastră. Și despre asta, la asta vom reveni în seara aceasta. Aici ne vom focaliza un pic. Desigur că lucrarea Duhului Sfânt continuă. Lucrarea Duhului Sfânt continuă cu, putem vorbi de botezul Duhului Sfânt, putem vorbi de umplerea cu Duhul Sfânt. Sper să înțelegem de ce am făcut această diferențiere. Roada Duhului Sfânt, care este tot lucrarea Duhului Sfânt, și, desigur, darurile Duhului Sfânt. Acesta ar fi tabloul întreg a ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt. Cum spuneam, o să ne concentrăm în seara aceasta pe lucrarea Duhului Sfânt în mântuirea noastră. Dacă înțelegem și de ce este important să înțelegem, pentru că, vedeți, sunt niște realități spirituale care au avut loc, s-au întâmplat de drept în, să spun așa, în lumea invizibilă, în realitatea lui Dumnezeu. Există realitate invizibilă, realitatea lui Dumnezeu, lumea spirituală. Și desigur avem lumea, realitatea vizibilă, în care trăim noi. Aici trăim cu trupul și cu cele cinci simțuri, puneau mai multe. Dar, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și creștini născuți din nou, avem acces, prin credință, la o realitate invizibilă cu ochii aceștia, la o realitate spirituală, la o lume spirituală. Ei, tot ceea ce ni se întâmplă nouă, toate experiențele noastre, prima dată, ele și-au originea în realitatea spirituală. Nașterea din nou, dacă vorbim despre asta. Sau orice lucrare a Duhului Sfânt, roada Duhului. E important să înțelegem raportul, de exemplu, între roada Duhului și darurile Duhului Sfânt. Este important să înțelegem că ordinea aceasta nu este întâmplătoare. Vorbim mai întâi de roada Duhului, iar chiar și această ordine pe care am enumerat-o, lucrarea Duhului Sfânt în mântuirea noastră, cu această mențiune, botezul Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, roada Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt, darurile spirituale. Această ordine este foarte importantă.
importantă. Este importantă și de foarte multe ori oamenii care nu înțeleg că această ordine este importantă au tendința să sară direct la darurile Duhului Sfânt. Chiar și între darurile Duhului Sfânt există anumite selecții, există anumite predilecții cu care oamenii se obișnuiesc, pe care oamenii le caută. Dar revenind la lucrarea Duhului Sfânt în mântuirea noastră. Cum spuneam, este capitolul la care ne vom concentra în această seară, în măsura în care vom reuși, fără a avea pretenția că eu sau altcineva ar înțelege într-un mod desăvârșit ce se întâmplă cu noi atunci când are loc această naștere din nou. Este important să cunoaștem aceste lucruri pentru că ele fac parte din ceea ce se întâmplă în această realitate spirituală, care determină și trebuie să determine ce se întâmplă în realitatea fizică. Noi nu putem fabrica în realitatea fizică anumite evenimente, anumite lucrări. Le putem poate, le putem imita pe o anumită durată, dar ele nu au rădăcini. Ele n-au cum să reziste. Este ca și casa, exemplu Domnului Iisus Hristos, cu cel înțelept care zidește casa pe stâncă, în contrast cu cel nebun, așa cum zice Domnul Iisus, care zidește casa pe nisip. Orice zidim doar în lumea fizică, doar în realitatea fizică, fără a avea rădăcini în realitatea spirituală, este temporar. Și înaintea lui Dumnezeu nu are nicio valoare. De aceea este bine să înțelegem ce se întâmplă în această realitate spirituală atunci când are loc în noi nașterea din nou, această lucrare de mântuire. Și pentru a înțelege mai bine lucrurile, eu am împărțit această lucrare, am încercat să o disec în câțiva pași. Și am descoperit că primul pas în naștere din nou este ceea ce ne spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 16. Ioan, capitolul 16, de la versetul 8. Când va veni El, adică Duhul Sfânt, vorbește Domnul Iisus, când va veni El, va dovedi lumea vinovată. Este prima lucrare, în primul pas în această lucrare a nașterii din nou. Și am numit asta convingerea, va dovedi lumea vinovată. Și cuvântul Domnului continuă și spune, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Va dovedi lumea vinovată. Este acest prim pas al convingerii. Duhul Sfânt, acest termen va dovedi, o traducere mai exactă a originalului, ar fi va convinge. Va convinge. Iar acest termen va convinge este o idee complexă, implică concepte de autoritate, de examinare, dovezi pe care Duhul Sfânt le aduce omului, de judecată, este un adevăr pe care Duhul Sfânt îl prezintă omului, un adevăr care privește viața lui personală. Nu trebuie să înțelegem prin acest termen, poate că de aceea și Cornilescu a folosit cuvântul va dovedi și a evitat să folosească cuvântul va convinge, pentru că există, se poate înțelege într-un fel va convinge în sens de va obliga. Nu este vorba de obligație. Este vorba de, până la urmă, de convingere în sens de a duce la suprafață niște dovezi.
Adică Duhul Sfânt îți arată starea ta. Starea trecută, starea păcătoasă. În sensul acesta are loc această lucrare de convingere pe care Duhul Sfânt o face. Duhul Sfânt ne plasează prin acest pas, prin această lucrare de convingere, ne plasează în fața unui adevăr. Aruncă asupra vieții noastre o lumină. Asta este lucrarea Duhului Sfânt în acest pas al convingerii. O lumină, aruncă o lumină clară în fața celui nemântuit, pentru ca el să ne cunoască adevărul în ceea ce îl privește. Convingerea, deci, are de-a face cu o lucrare de clarificare a mesajului. O lucrare de clarificare a lucrării Duhului Sfânt. O lucrare de clarificare în dreptul nostru. Care sunt lucrurile pe care și adevărurile pe care Duhul Sfânt ni le clarifică? Cuvântul ne spune. El ne clarifică adevărul în ceea ce privește neprihănirea, da? În ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ceea ce privește păcatul, faptul că starea păcătoasă a omului, starea omului normal este una păcătoasă. În păcat, m-a zănistit mama mea. Și Apostolul Pavel, în special, de aceea unul dintre motivele pentru care am ales să citesc Romani capitolul 5 este că în capitolele anterioare, capitolului 5, Roman, Apostolul în această epistolă, către scrisă celor din Roma, se ocupă de această stare de păcat a omenirii, în care toată omenirea a intrat. Toată omenirea a fost în această stare de păcat. Deci, primul adevăr pe care ne-l clarifică Duhul Sfânt este adevărul despre păcat. Adevărul despre păcat. Și nu o face la general, ci o face la modul individual. În asta constă această lucrare de convingere. Apoi, ne clarifică adevărul în ceea ce privește neprihănirea. Aici, termenul de neprihănire este mai bine, ar fi mai bine folosit termenul de îndreptățire. Ele, acești doi termeni sunt interschimbabile. Și în special, dacă citiți sau când citiți epistola către Roman, e bine ca să citiți în ori de câte ori întâlniți cuvântul neprihănire, să citiți cuvântul îndreptățire sau dreptate. Dumnezeu ne-a îndreptățit. Dumnezeu a făcut dreptate. Asta înseamnă neprihănire în contextul, în special, în contextul epistolei către Romani. Deci este al doilea domeniu unde Duhul Sfânt aduce lumină în această lucrare de convingere. În domeniul neprihănirii sau a îndreptățirii. Faptul că ne vorbește despre, în primul rând, deci despre starea de păcat a omenirii, neprihănirea sau îndreptățirea care a fost dovedită prin ceea ce Hristos a făcut, jertfa Lui și, desigur, învierea și înălțarea Lui. Și al treilea adevăr pe care îl clarifică Duhul Sfânt este legat de judecată. Așa am citit. În ceea ce vrește păcatul, neprihănirea și judecată. Iar mai încolo, câteva versete, Domnul Iisus Hristos spune în ceea ce privește judecata, pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. Acestea sunt cele trei domenii unde Duhul Sfânt aduce lumină în acest proces, dacă se poate numi așa, al
al convingerii. Ne convinge, face lumină în aceste trei domenii. Și avem nevoie, nu-i așa, să înțelegem lucrurile în aceste trei domenii. Domeniul păcatului, starea de păcat a omenirii, inclusiv a noastră, pentru că asta a fost starea noastră a fiecăruia înainte de naștere din nou, nu? Și Duhul Sfânt a venit cu lumina Lui și ne-a convins. Ne-a dus la lumină. Asta este starea ta. În ceea ce vrește păcatul. Nu ești mai bun ca lumea. Nici, chiar Apostolul spune în capitolul anterior, tu, iudeule, nu ești mai grozav ca neamurile. Tu te lauzi că ești mai ești, că ești mai bun. Așa cum astăzi oamenii au tendința să se laude, să se considere. De aceea ai auzit pe unul sau pe altul, de ce să mă copiez? Să fiu ca și cu tare? Păi eu sunt mai bun ca așa. Pe un om care are până are această atitudine, eu sunt mai bun ca și cu tare. Înseamnă că el n-a acceptat această lucrare de convingere a Duhului Sfânt în viața lui. Nu l-a băgat în seamă. Când Duhul Sfânt vine, îi va aduce la lumină dovezi care vor arăta că starea lui este o stare de păcat. Ca și a celorlalți oameni. Că nu este mai bun ca și niciunul dintre ceilalți pe care până atunci i-a arătat cu degetul. Păcatul, neprihănirea și judecata. Păcatul, îndreptățirea. Noi, Dumnezeu, a putut să ne îndreptățească pe noi doar prin jertfa lui Hristos. Nu era absolut, n-a fost nicio cale, nicio posibilitate ca Dumnezeu să facă dreptate. Pentru că era legea care spunea plata păcatului este moartea. Oricum putea să fie îndreptățit un om, omul în general, omenirea păcătoasă. Cum putea? Sigur, am putea vorbi multe despre moduri de îndreptățire în diferite perioade ale omenirii. În Vechiul Testament, nu? Ce se întâmpla în Vechiul Testament? Jertfele despre care ne vorbește Noul Testament, Epistola către Evrei. Jertfele aduse în timpul Vechiului Testament era un mod de îndreptățire, dar era temporar. Pentru că trebuiau aduse în fiecare an. Erau în special acele jertfe care trebuiau aduse anual. Și în special cea legată de ziua ispășirii. Atunci când erau aduși doi țapi, unul era alungat în pustie, simbolic, după ce marele preot simbolic punea pe capul lui păcatele poporului și era alungat și celălalt era jertfit. Dar era o soluție temporară. Evrei ne spune că jertfele din Vechiul Testament nu erau altceva decât o umbră a faptului că odată se va duce o jertfă care va fi suficientă o singură dată pentru totdeauna. Vorbea despre faptul că mielul lui Dumnezeu va fi jertfit pentru păcatele omenirii. Și doar în modul acesta Dumnezeu a putut să-l îndreptățească pe om. Când cineva din afară este ca și ca și cu entropia, nu? Că orice sistem, dacă nu este furnizată energie din afară, până la urmă moare. Se disipează. Lucrurile în această lume merg în jos. Este această lege a entropiei. Totul se degradează. Dacă e lăsat la voia întâmplării, dacă nu furnizezi energie din afară, se degradează. Tot așa, nu putea omul păcătos, pentru că orice jertfă omenească era eventual suficientă pentru el. Dar nu era o soluție pentru omenire. Era
cel mult o pedeapsă pentru păcatele lui, dar nu o jertfă de răscumpărare. A fost posibil ca Dumnezeu să îndreptățească omul printr-o jertfă a cuiva care nu era, nu făcea parte din omenire, care s-a făcut om. A ales de bunăvoie să se facă om și să preia aceste păcate ale omenirii și să le ducă la cruce, să fie omorât. Diavolul l-a omorât crezând că a terminat cu el. Dumnezeu l-a înviat, dovedind că a primit lucrarea lui Hristos de îndreptățirea noastră. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus, tetelestai, s-a sfârșit. S-a isprăvit. Ce s-a isprăvit? S-a isprăvit lucrarea de îndreptățire. Din acel moment, lucrarea de îndreptățire, din acel moment, omul putea fi socotit neprihănit. Vine Duhul Sfânt și ne convinge de aceste realități. Este, cum spuneam, primul pas în ceea ce numim noi naștere din nou. Convingerea pe care Duhul Sfânt ne face. Al doilea pas este nașterea din nou propriu-zisă. Ea este cumva, sau regenerarea, funcție de răspunsul pe care omul îl dă, convingerii pe care Duhul Sfânt o face, în omul acela are loc nașterea din nou. Sau nu are loc dacă o respinge. Omului îi se lasă în continuare liberul arbitru. El poate să aleagă. Duhul Sfânt îi aduce dovezile în față. Omul este liber să aleagă. Acum, nu o să intrăm în multe detalii, pentru că aici inclusiv a fost și sunt multe dezbateri pe tema aceasta. În special cunoaștem cele două diviziuni mari, creștinism, calvinismul, arminianismul, și nu se intrăm în acestea. Trebuie să înțelegem, deci, că în momentul când, bazat pe convingeri pe care Duhul Sfânt ne-o face, și acum am văzut, în momentul când omul răspunde acestei lucrări a Duhului Sfânt de convingere și primește și este de acord cu ceea ce Duhul Sfânt îi arată și spune, da, Doamne, așa este, așa am fost. Și nu ține de-a lui și nu continuă să spună, dar eu totuși. Pentru că, vedeți, am citit în Tit și sunt mai multe pasaje în Biblie care ne spun foarte clar că această lucrare a nașterii din nou este opera Duhului Sfânt. Am fost născuți din nou prin credință. Dacă noi prin credință acceptăm lucrarea pe care Duhul Sfânt o face de convingere, are loc nașterea din nou, regenerare. Are loc nașterea din nou. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, așa am citit, ci prin îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Acum, sigur că dacă noi credem, deci dacă noi ne alăturăm, suntem de acord, cu alte cuvinte, cu ceea ce Duhul Sfânt ne-a descoperit, acel prim pas al convingerii. Și suntem de acord. Asta iarăși nu-i meritul nostru. Este darul Duhului Sfânt. Este lucrarea Duhului Sfânt. Nu putem pune în dreptul nostru ca merit dacă am acceptat ceea ce Duhul Sfânt a făcut în noi, acea lucrare de convingere. Dar în momentul când am acceptat prin credință, următorul pas, ca să spun așa, are loc nașterea din nou. Spălarea nașterii din nou prin înnoirea sau regenerarea făcută de Duhul Sfânt. A
această naștere din nou, deci, este, am putea spune într-un fel, actul suveran al lui Dumnezeu prin care suntem născuți în împărăția lui Dumnezeu. În acest act suveran, inițiativa aparține Duhului Sfânt, El este Cel care face această lucrare de convingere. Noi asociem, suntem de acord, primim această lucrare pe care Duhul Sfânt o face în noi, prin credință, și are loc nașterea din nou. Deci avem convingerea pe care Duhul Sfânt o face, nașterea din nou, în momentul acela putem vorbi despre nașterea din nou, faptul că este ceea ce se produce, iarăși este o chestiune de drept, este acel transfer din împărăția Întunericului în împărăția lui Dumnezeu. Este acel transfer de drept dintre cele două împărății. Acum, sigur, nașterea din nou nu îl face pe om perfect. Nașterea din nou reprezintă acest transfer. Sunt lucruri care se întâmplă de drept cu noi. Mutarea dintr-o împărăție în cealaltă. Este opera Duhului Sfânt. În acel moment, nașterea din nou reprezintă plasarea noastră în familia lui Dumnezeu. Suntem plasați în familia lui Dumnezeu. Suntem, așa cum am spus, justificați, îndreptățiți prin har. Și cum spuneam, și cum spunea și Luther, simul justus et peccator, adică, spunea el, în același timp, justificat și păcătos. Justificat, îndreptățit, dar nu perfect. Nu perfect. Nașterea din nou nu ne perfecționează. Trebuie să înțelegem că nașterea din nou este acest transfer care are loc în această realitate invizibilă. Transferul din împărăția Întunericului în împărăția Luminii. Din momentul acela putem să vorbim despre o a treia fază. Nașterea din nou bazată pe lucrare de convingere pe care Duhul Sfânt o face, acceptarea noastră a lucrării de convingere a Duhului Sfânt în noi, nașterea din nou propriu-zisă, plasarea noastră în familia lui Dumnezeu, mutarea noastră din împărăția Întunericului în împărăția lui Dumnezeu, acest transfer care, repet, se întâmplă în realitatea lui Dumnezeu, într-o realitate spirituală, toate aceste lucruri. De aceea, probabil, Nicodim n-a înțeles. Sunt lucruri care se întâmplă. Noi trebuie să știm aceste lucruri. Ele s-au întâmplat. Că noi nu mai suntem ai celui rău. Că noi am experimentat nașterea din nou, s-a întâmplat acel transfer, acea întoarcere a minții, acea pocăință, metanoia, că din acel moment Duhul Sfânt locuiește în noi. Pentru că această naștere din nou este opera Duhului Sfânt. Și din acel moment începe, cum ziceam, am putea vorbi de o a treia fază, și anume faza locuirii. Locuirea pe care Duhul Sfânt o face împreună cu noi. Avem 1 Corinteni 6 cu 19, cel de cuvântul Domnului spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește, Duhul Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Nașterea din nou
Este o experiență, dacă se poate numi așa, pe care fiecare creștin trebuie să o fie avut. Dacă cineva n-a avut naștere din nou, se poate numi cum vrea. Dar esențial pentru un creștin este să fii experimentat nașterea din nou. De aceea, atunci când îi botezăm pe oameni în apă, o întrebare esențială este aceasta. Ai experimentat nașterea din nou? Pentru că boteza este mărturia publică a nașterii din nou. Prin botez nu facem altceva decât declarăm în mod public că în viața noastră a avut loc nașterea din nou. Putem vorbi, deci, de aici, de la naștere din nou, în continuare, putem vorbi de procesul locuirii. Dumnezeu vine să locuiască împreună cu noi. Din acel moment al plasării noastre în familia lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în trupul lui Iisus Hristos, din acel moment putem vorbi de începutul acestui proces de locuire. Este ceva ce din totdeauna Dumnezeu a vrut de la început. De ce l-a făcut Dumnezeu pe Adam? De ce l-a creat? De ce a creat omul? Ca să aibă părtășie cu el, să locuiască cu el. Și a făcut-o. A fost o perioadă, nu știu cât de timp, în care Dumnezeu a locuit cu omul în grădina Edenului. Și avea părtășie cu el în răcoare zile, fiecare dimineață. Era o atmosferă perfectă. Până când acea locuire a fost întreruptă. A fost întreruptă atunci când omul a ascultat de diavolul. Ascultând de diavolul, a intrat sub stăpânirea lui. Omul care avea autoritatea asupra creației. Dumnezeu a dat autoritate asupra creației omului. Faptul că Domnul Iisus îl recunoaște pe diavolul, vine stăpânitorul acestei lumi, îl recunoaște deci pe diavolul ca stăpânitorul lumii, o face pentru că diavolul, prin uzurpare, i-a furat, să spun așa, a luat, a obținut, prin uzurpare, autoritatea asupra creației, asupra lumii, luând-o de la Adam, înșelându-l. Apoi avem, deci, nu uităm, da? Convingere, acea primă etapă în care Duhul Sfânt ne convinge în cele trei domenii, nașterea din nou, începe procesul de locuire a omului cu Dumnezeu. Apoi avem acest verset, versetul 13 din 1 Corinteni 12, unde Cuvântul Domnului spune, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Acum, mulți folosesc versetul acesta, confundând aici această expresie, am fost botezați de un singur Duh. Confundă această expresie și consideră într-un mod greșit că e vorba despre botezul cu Duhul Sfânt. Vedeți că expresia aici este foarte clară. A fost botezați de Duhul Sfânt. De un singur Duh. E vorba de Duhul Sfânt. E vorba de aceeași lucrare a nașterii din nou. De plasare. Pentru că de aceea spune, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie slobos, fie rob,
toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Este exact, acest verset vorbește exact de această lucrare care are loc la naștere din nou. Este lucrarea de naștere din nou pe care Duhul Sfânt o face și prin care suntem, pentru că ce înseamnă botez, literal, înseamnă cufundare, plasare într-un mediu. Suntem plasați, suntem cufundați în trupul lui Hristos, care este biserica. Este vorba despre aceeași lucrare pe care Duhul Sfânt o face. Faptul că la naștere din nou suntem plasați în trupul lui Hristos. Această lucrare de botez pe care Duhul Sfânt o face, de identificare, de plasarea noastră în biserică, în trupul lui Hristos, are de-a face mai mult cu o... este legată de ideea de poziționare a noastră în trupul lui Hristos. Este legată mai mult de ideea de autoritate. Am funcționat sub o autoritate când am fost în împărăția celui rău, odată cu nașterea din nou, adică cu plasarea noastră în trupul lui Hristos, avem o altă autoritate. Schimbăm autoritățile. Și vreau să vă spun, ca să înțelegem mai bine, care sunt câteva caracteristici ale acestui botez pe care îl face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, adică această plasare a noastră în trupul lui Hristos și care este diferit de botezul Duhului Sfânt care s-a întâmplat la Rusalii, care înseamnă umplerea cu Duhul Sfânt și care este opera lui Iisus Hristos. El este botezătorul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt pe care o face El atunci când la naștere din nou ne plasează în trupul lui Hristos. Nu știu dacă sunt clar aici. Poate că e bine să înțelegem aceste chestiuni de nuanță, poate. Dar sunt foarte importante. Câteva caracteristici ale acestui botez, respectiv, plasarea, cufundarea noastră în trupul lui Hristos, punerea noastră, legătura noastră care se face la naștere din nou cu trupul lui Hristos. E foarte important să înțelegem că la naștere din nou noi suntem plasați în trupul lui Hristos, în biserică, într-un anumit loc. Despre asta e vorba. Acest botez, această plasare este pentru toți credincioșii, fără excepție. Păi vă dați seama că Pavel spune aceste lucruri, acest verset, este adresat bisericii din Corint. Ori dacă vreți să știm cum a fost biserica din Corint în ceea ce privește comportamentul ei, în ceea ce privește greșelile pe care le făceau, desigur că dacă noi nu cunoaștem toate detaliile, dar a fost multă dezordine pe acolo, ca să spunem lucrurile așa mai de suprafață. Au fost multe lucruri neregulă în biserica din Corint. Numai faptul că veneau la cina Domnului, veneau la biserică bețul. Biserica din Corint nu era un model de biserică în ceea ce este comportamentul lor. Și totuși Pavel le spune aceste cuvinte. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur Duh. Fie greci, fie rog, fie strogos. Ce înseamnă asta? Că această naștere din nou, el recunoaște, e o naștere din nou. Dar, cum spuneam, nașterea din nou nu-l face pe om perfect. Nu. Nu așteptați ca unul care... niciunul nu suntem perfecți. Pentru că așa, după cum știm, lucrarea Duhului Sfânt nu se oprește aici. Asta este primul pas. Lucrarea Duhului Sfânt continuă și
credinciosul trebuie să intre în procesul de maturizare, de sfințire. Ea este lucrarea Duhului Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt. Roada Duhului Sfânt. De aici încolo urmează. N-ai cum să te aștepți la naștere din nou să apară brusc roada. Roada este... trebuie lucrat. Roada Duhului Sfânt este caracterul pe care Dumnezeu îl zidește în noi. Darurile Duhului Sfânt după aceea. Vedeți toate acestea. Să nu uităm de toate acestea și să judecăm lucrurile prea ușor. Deci acest botez, această plasare pe care Duhul Sfânt o face în trupul lui Hristos, la naștere din nou, este fără excepție valabilă pentru fiecare creștin, care desigur a experimentat în mod autentic naștere din nou. Pentru că și aici putem să ne înșelăm. Vorbim deci de oamenii creștini care în mod autentic au experimentat nașterea din nou. Această plasare, această poziționare are loc o singură dată. O singură dată. În trupul lui Hristos. Apoi, acest plasament nu face altceva decât leagă credincioșii de trupul lui Hristos și stabilește o relație, stabilește acea unitate a trupului lui Hristos, a bisericii. Asta este esența unității. Se vorbește mult de unitate. Și oamenii vor să fabrice tot felul de unități. Mai ales astăzi. Nu? Se vorbește despre a aduce toate religiile sub același nume, sub același steag, acest ecumenism, care nu este altceva decât o fabricație omenească. Nu este lucrarea lui Dumnezeu. Unitatea spirituală despre care și Domnul Iisus Hristos s-a rugat, începe cu asta. Plasarea în același trup, care este biserica. Și unde au loc toți, așa cum citeam. Sigur că odată cu această plasare a noastră în trupul lui Hristos, aceasta implică și ceea ce Biblia numește procesul, conceptul de sigilare. Pentru că este o lucrare făcută odată pentru totdeauna, pe care Duhul Sfânt o face. Acum, sigur, nu vreau și nu este timpul și nici cazul să intrăm, pentru că sigur v-ați putea, poate cineva să întreabă, bun, asta ce înseamnă? Că alunecăm în extrema pe care mulți o consideră validă a siguranței eterne, nu? Gata, înseamnă că omul acela este mântuit, nu mai poate să cadă din har, nu mai poate să iasă de acolo. Aici, iarăși, lumea creștină se împarte în două. Unii consideră, într-adevăr, că creștinul, odată mântuit, el rămâne acolo. Odată născut din nou, rămâne în trupul lui Hristos. Ceilalți armenieni consideră că omul poate să cadă de acolo. Am asigur, chestiunea este discutabilă și prin faptul, de aceea nu merită atâta energie în dezbatere, pentru că noi nu avem niciun cântar, niciun om, n-are niciun cântar să măsoare nașterea din om. Este doar Duhul Sfânt și este între om și Dumnezeu. Cel care pot să decide. Pentru că omul se poate înșela. Sunt foarte mulți creștini care se numesc creștini, care poate vin la biserică, poate fac acte, nu? Lucruri pe care le fac creștini, poate cântă, poate predică, poate fac tot felul de asemenea lucruri, dar nu știm ce s-a întâmplat. Dumnezeu știe dacă un om din ăsta, sunt într-adevăr mulți oameni care ajung
să facă multe lucrări scriitoare și care. Atunci ce se întâmplă? Ce vom spune? Nu știm dacă ce s-a întâmplat cu omul acela la naștere din nou. Nu știm. De aceea nu putem judeca lucrurile. De aceea nu putem să afirmăm și nu m-aș aventura în a face afirmații categorice că se poate cădea din poziția aceea sau nu se poate cădea, pentru că nu știm ce s-a întâmplat acolo. Nu știm dacă nașterea din nou a fost autentică. De obicei, toți cei care spun că nu se poate cădea din acea poziție de har, de poziționare în trupul lui Hristos, care are loc la naștere din nou, ei spun, bazați pe faptul că dacă nașterea din nou a fost autentică, a fost reală, într-adevăr, Dumnezeu care este îndurător și prin harul lui ne ține acolo. Pentru că vine Domnul Iisus și spune, nimeni nu vă va putea smulge din mâna mea. Nimeni. Și aceia care a răspuns la faptul că sunt unii care totuși cad, ei spun așa, probabil că oamenii aceia n-au avut o naștere din nou autentică. Iar aici nu avem răspuns. De aceea spuneam că este un domeniu și o întrebare la care nu are rost să în Biblie putem găsi argumente pro și contra pentru fiecare poziție. Dar ideea este asta. Nu știm. Și omul se poate înșela. Aceste lucruri sunt foarte, foarte clare. În Efeseni, în capitolul 1, versetul 13, spuneam că există acest termen de sigilare. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Acest concept de sigilare, despre care vorbește aici cuvântul, include, iarăși, include ideea de proprietate, de autoritate, de securitate, de siguranță. Iar această idee, acest concept de proprietate, aparține momentului nașterii din nou. În momentul prin naștere din nou, noi am trecut dintr-o proprietate în alta. Înțelegeți? Deci, acest verset 13 din capitolul 1 din Efeseni, iarăși, nu este vorba despre umplerea cu Duhul Sfânt. Și aici, sigur, că ajungem să dărâmăm, dacă se poate spune așa, o înțelegere greșită, adusă, venită până în zilele noastre astăzi, în special în lumea pentecostală, și anume faptul că, și cred că o să mai pot veni pe aici după ce vă spun aceste lucruri, foarte mulți pentecostali afirmă că fără botezul cu Duhul Sfânt, în sensul de umplerea cu Duhul Sfânt, nu există mântuire. Este o văzutură greșită. Fără naștere din nou, nu există mântuire. Umplerea cu Duhul Sfânt este o lucrare a Duhului Sfânt care este ulterioară nașterii din nou. Și are alte roluri, ne ajută în maturizarea noastră, da? Ne ajută în abilitarea noastră pentru lucrare și ne ajută în sfințire, procesul de sfințire. Înțelegeți? Dar nu este o condiție pentru mântuire. Așa că aceste afirmații, să zic așa, penticostale, pe care, din păcate, le auzim prea de multe ori, n-au nicio bază biblică. Repet, condiția mântuirea este nașterea din nou. Nu umplerea cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt este necesar, își are rolul și importanța, dar nu este o condiție a mântuirii. Așa că vom avea și frați baptiști
în cer, ne vom întâlni pe acolo. Amin. Ne vom întâlni și cu frații ortodoxi. Amin. Ne vom întâlni și cu frații reformați. Amin. Și cu catolici. Eu am cunoscut, poate nu știu dacă am mai spus aici, am cunoscut un preot reformat, un om al lui Dumnezeu deosebit. Lângă Oradea stătea Vișchi, a trecut la Domnul acum. Era bine că a suferit mult pentru credință, aveam multe părtășii cu el, am avut, nu doar singur, ci și în diferite grupuri, într-un